În cazul în care apare un focar de pestă porcină africană, porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor primi despăgubiri pentru pierderile suferite. În exploatațiile mici, condițiile care trebuie respectate sunt cele privind evitarea contactului direct sau indirect între animalele potențial bolnave și cele sănătoase. Pentru a proteja porcii de pesta porcină africană, recomandăm să respecte următoarele sfaturi. Nu intrați în adăposturile unde creșteți porci cu încălțăminte și haine cu care ați umblat pe stradă. Este recomandat, iar că pentru dezinfecția la intrarea în adăpost, să fie pusă o tăviță cu dezinfectat. Creșteți porcii doar în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porcii străini din curtea dumneavoastră, cu porcii mistreți sau cu proprietarii străini care dețin porci domestici. Nu hrăniți animalele cu resturi alimentare, lături, sfărături provenite de la carnea de porc gătită în familie. Dacă există vânători în familie care aduc carne de bistreț, sub nicio formă nu dați porcilor apă provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne. Nu scoateți croafele vieri din exploatații în scopul montei cu animale din alte exploatații. Nu cumpărați purcei din locuri necunoscute fără a fi identificați, crotaliați și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de un medic veterinar de liberă practică împuternicit. Nu folosiți în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porcii mistreți bolnavi. Iar pentru fondurile de vânătoare și în zona frontierii, este recomandat în situația în care sunt găsiți porci mistreți morți să fie aduși la DSV pentru a fi examinați și a se stabili cauza morții. Pesta porcină africană este o boală a suinelor domestice și sălbatice care la pătrunderea într-un teritoriu produce mari pagube socioeconomice statului infectat.